Grazie, buongiorno. Ringrazio il primo ministro della Romania per questa visita, la prima visita a Bruxelles, e per noi è un grande piacere, non solo per conoscerci, ma anche per poter cominciare a lavorare insieme. Vă mulțumesc, bună ziua, mulțumesc domnului prim-ministru al României pentru această primă vizită la Bruxelles. Este o mare plăcere pentru mine, pentru noi, să ne cunoaștem, dar și să începem să lucrăm împreună. Dobbiamo fare insieme un grande cammino per dotare l'Unione Europea della capacità di tenere insieme tanti interessi nazionali. E gli interessi che della Romania coincidono con gli interessi dell'Europa. Trebuie ca împreună să facem eforturi pentru a da Uniunii Europene capacitatea de a face să rimeze la diapazon interesele naționale și interesele Parlamentului European și cele ale României coincid în mare parte. E quindi è una visita che naturalmente è solo l'inizio di una collaborazione fra noi. Această vizită este doar începutul colaborării dintre noi. Ringrazio il primo ministro anche dell'invito a visitare la Romania. Mulțumesc domnului prim-ministru și pentru invitația pe care mi-a adresat-o să vin în vizită în România. E per me questo sarà un grande onore, spero durante questo anno di poter venire a visitare il suo paese. Va fi o mare onoare pentru mine și sper să pot onora această vizită în acest an. Nel colloquio abbiamo parlato dei temi che sono dell'agenda europea, la questione del bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Am discutat despre subiecte de ordine european, despre bugetul multianual al Uniunii Europene. Su cui c'è molta convergenza fra noi. În legătură cu care există multă convergență de opinii între noi. La necessità di sfruttare il Green Deal europeo con criteri equanimi. Dar și despre nevoia de a profita de pactul ecologic european pe baza unor criterii comune. Nessuno deve restare indietro. Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă. E il Green Deal deve essere un'occasione di sviluppo, di crescita e di nuovi posti di lavoro. Pactul ecologic trebuie să fie o ocazie de dezvoltare, de creștere economică și de creare de noi locuri de muncă. E poi ho ricordato al primo ministro che la posizione del Parlamento sull'adesione della Romania al meccanismo Schengen è già stata adottata da tempo e noi siamo molto favorevoli perché questa adesione venga confermata dal Consiglio. Am amintit de asemenea că poziția Parlamentului în legătură cu aderarea României la spațiul Schengen a fost adoptată de mult. Parlamentul sprijină din toată inima aderarea României la spațiul Schengen. E la nostra conversazione naturalmente è iniziata con le mie felicitazioni per la sua nomina e per il processo che naturalmente ha visto la Romania riprendere la sua capacità politica all'interno dell'Unione Europea. Am început discuția noastră cu felicitări adresate domnului prim-ministru pentru numirea sa în funcție și pentru schimbările politice care au avut loc în România în ultima vreme și pentru noul parcurs al României. Quindi grazie per questa visita, ma è solo la prima dei nostri contatti per un lavoro che naturalmente svilupperemo insieme. Mulțumesc pentru această primă vizită. Este doar un prim contact pe un parcurs de colaborare comun. Îi mulțumesc domnului președinte al Parlamentului European. Ben solo io che ringrazio il presidente del Parlamento Europeo. Am avut astăzi o primă întâlnire. După cum bine știți, sunt la prima vizită oficială în calitate de prim-ministru, o vizită pe parcursul căreia am prevăzut întâlniri cu președintele Parlamentului, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene și alți oficiali ai Uniunii Europene. E questa è la mia prima visita ufficiale, primo incontro con il Presidente del Parlamento Europeo, seguiranno altre visite e incontri con il Presidente del Consiglio Europeo, con il Presidente della Commissione e con altre funzioni delle istituzioni europee.
I-a mulțumit domnului președinte al Parlamentului European pentru dezbaterea și rezoluția adoptată de Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română. Ho anche ringraziato il Presidente del Parlamento Europeo per aver organizzato la discussione, il dibattito con risoluzione per i 30 anni della Rivoluzione Rumena. De asemenea, i-am prezentat evoluțiile din România, evoluții pe care noi le considerăm extrem de pozitive și care vor duce la o intensificare a dialogului la nivel european și la o îmbunătățire a colaborării și la o implicare mult mai activă din partea autorităților din România în procesul decizional european. Ho poi anche presentato al Presidente del Parlamento l'evoluzione più recente della, che si è verificata nel nostro Paese in Romania, un'evoluzione a nostro parere molto positiva, con l'intenzione di intensificare il dialogo con le istituzioni europee per migliorare la nostra partecipazione al dibattito europeo. Abbiamo abordato subiecte per cui noi le consideriamo estremamente importanti. E abbiamo affrontato degli argomenti che a nostro parere sono Presidente al Parlamento Europeo in pratica preluata această funcție într-o perioadă extrem de, să spun, interesantă, plină de provocări, pe de o parte Brexit-ul, pe de altă parte adoptarea bugetului Uniunii Europene, exercițiului financiar multianual pe perioada 2021-2027 și, în ultimul rând, o practică, o cotitură în politica europeană care este reprezentată de așa numitul Green Deal. E abbiamo citato appunto alcune delle sfide più importanti perché il Presidente del Parlamento comincia la sua funzione in un momento pieno di sfide. Fra le sfide che abbiamo citato c'era la Brexit, il QFP, il bilancio, il prossimo bilancio dell'Unione Europea e naturalmente una situazione molto difficile con grandi sfide, come dicevo, e poi c'è un'altra novità che è quella del nuovo Green Deal europeo. Io ho presentato, domnule Presidente al Parlamento europeo, European, punctele noastre de vedere, atât cele referitoare la buget, cât și cele referitoare la Green Deal. Ho espresso al Presidente il nostro punto di vista per quanto riguarda il bilancio, ma anche per quanto riguarda il New Green Deal. În ceea ce privește bugetul, preocuparea noastră pentru o alocare extrem de importantă pentru coeziune, de asemenea susținerea în continuare a agriculturii printr-o politică agricolă comună care să asigure dezvoltarea în continuare a sectorului agricol. E ho espresso appunto le nostre preoccupazioni, la nostra preoccupazione riguarda la, la fornitura e la disponibilità dei fondi di coesione e poi il sostegno all'agricoltura nell'ambito della politica agricola comune, un settore che noi vogliamo venga sviluppato ulteriormente. De asemenea, în ceea ce privește Pactul Verde, am exprimat câteva puncte de vedere privitoare la necesitatea ca fiecare țară să beneficieze de dreptul de a analiza capacitatea de a atinge obiectivele care vor fi cuprinse în Green Deal și de asemenea ca mecanismul fondului pentru o tranziție justă să permită fiecarei țări să poată susține costurile necesare pentru a atinge obiectivele care vor fi cuprinse în Green Deal. De asemenea, e foarte important, Parlamentul va fi acela care practic va dezbate alături de celelalte instituții mecanismul codeciziei, aproximativ 40 de acte normative care vor fi necesare pentru aplicarea acestui pact verde și mi-am exprimat o preocupare pentru ca tot ceea ce înseamnă măsurile prevăzute în Green Deal să nu afecteze competitivitatea Europei pe plan mondial, să nu afecteze capacitatea companiilor din Europa de a concura și de a se dezvolta pe piața mondială, de asemenea de a permite, repet, fiecarei țări să poată să acceseze resursele necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite în Green Deal.
Ho espresso alcune delle nostre preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda il New Green Deal, cioè la necessità, a nostro parere, che ogni Stato abbia il diritto e la possibilità di raggiungere gli obiettivi che il New Green Deal fissa, e avevo ricordato a questo proposito la necessità del fondo di transizione, che deve permettere di avere a disposizione dei fondi che permettano di conseguire questi obiettivi. A questo proposito il Parlamento ha un ruolo particolarmente importante, abbiamo ricordato che 50 nuovi procedimenti legislativi probabilmente dovranno essere adottati per l'applicazione effettiva del New Green Deal. Ho espresso anche a questo proposito la preoccupazione del mio Paese sul fatto che il New Green Deal non deve, le misure che prevede non devono minare le capacità delle aziende individuali o anche degli Stati e dell'Unione Europea a raggiungere quei risultati che sono stati fissati dal New Green Deal. E questa è anche la nostra posizione. Questa è la posizione nostra. Bene. Grazie Presidente, grazie per la sua visita. Foarte mult pentru această vizită. Mulțumim. Buongiorno a tutti. Arrivedere. Arrivedere. Bene.